Vino aici. Îi pup mâna prima dată, se pupă mâna. Când dai paharul, îi pup și mâna. Așa se face. Și îți dă iertare. Și acum dați noroc cu paharul și serviți. Iartă-mă! Așa. Și la mine, vă rog, și la mine, vă uitați. Stați și la mine, vă rog. Generică, mai intra. Foarte frumos. Ajută Mireasa acum. Că ea singură nu poate. Hai să mai iau pahar. Mai ia pahar? Un pahar mai trebuie. Trebuia să-l lași nașii să bea încetul. Că nașii cam însătați nașii. Mai pune aici amândoi. Atâta drum că când a venit nu se merite. Mai iei tu, Marcelo. 2, 1, și dai așa și ți le dai eu ție. Le dai în mâna ei și apoi ea le dă. Da, da. Hai, dar nașa, gata, încep sau dai aici, încep, de unde vezi? Până aici a fost bine. Acum îmi trebuie colacul de aruncat. Da? Știți obiceiul ăsta, colacul de aruncat? Nu știu. Diferă de la zonă la zonă. La zonă la zonă. Așa e în Moldova, în partea Moldovei aici. Spre București suntem mai puțin așa, mai puțin, că e mai puțină. Mai puțină tradiție. A trebuit să ții paharul în mână așa. E frumos în tradiția mai bine. Dar noi nu știm. E o tradiție asta la noi, tradiție, nu e... Noi nu cunoaștem. E tradiția asta. Petronela, știi ce rugăminte am? Tot ce se vede jos, mi le strângi și covorul de biserică mă pui deoparte, te duci și mi-aduci colacul. Ia ca biserică, avem o mașină. Le puneți în mașină. În afară de astea. Leagă-l ăsta la mâna mea aici așa. Că ăsta e amintire de la iertăciune. Așa, să fie de bine. Poți să mai știu. Și n-am fost și n-ata. Poți să vii. Nu voi. Uite-te la mătă. Îți faci cruce curăț, te faci claruț și îl pui sub soară. Da, unul îl păstrez. Îl păstrez. Îl ducem la biserică. Așa că te vezi că te pălești la nas. Așa. Ai nasul mare. Da, lasă. Oi. Opa, fisură de... Și la tot în două rochețe. Tot în două, da. Astea e 4 porții am. Am nevoie de 4 porții. Dă-i una în mână ei. Dă-i. Fă-ți cruce cu el. Fă-te că l-arunci în față. Fă-te că l-arunci în față. Așa, și bagă-l sub soară. Dar să dă la nașita, dă să ții nașita, dă să-l că ții nașita. Al țin eu. Dă-i tu acum altul. Hai, cu mâna lantă și cu asta. L-arunci în dreapta, în dreapta ta. În dreapta, da, în dreapta. Mi l-a dat mie, eh? Arunci în stânga ta. În stânga. Acolo. Aruncă tare. Și acum ieși și aruci în spate. În spate. Hop, gata. Hai, sănătate și noroc. Acum puteți să mai distrați puțin și la ce oră mergem la biserică? Petronela, la 7 sunt sfinte și cine? La 7 sunt sfinte. La 7 sunt sfinte. Muzică și vă distrați, mâncați, beți. La 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 la
frumos. Gata, nu mai faci. Atât, una și atâta. Bă, nu mai. Nu mai, nu mai. Una doar, una. Binecuvântat este Hristos, care este lumina tuturor și luminează pe noi totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, pe să pun acolo și ea, da. Așa. Hai, unde e nașul? Aici. Nu, care ne da luminarea. Nașul cel mai nașul primul, al doilea, cum sunteți aici, da. Cum stați așa. Să vă trăiască fiind, să vă bucurați, să fiți fericiți. Așa, așa. Hai și aici. Păi, îi fai inima aici. Așa. Așa să dau lumânările acum. Așa. Binecuvântat este Hristos, care este lumina tuturor și luminează. Totdeauna acum și să lucrească finii. Cele bune, acum am dau și nașele, lumânările, să le aprindem așa frumos. Și pe urmă începem treaba, da? Așa. Sau nu vă grăbiți? O să stăm până la 12 aici, nu? Vă grăbiți? Nu vă grăbiți, că voi și nu v-ați grăbit. Nu, să vă trăiască fiul și să fiți sănătoși. Haideți și aici. Da, stați, nu-i ceva, că și așa e un pic și cade o seară, ce să faci? Stați cum puteți. Da, dar acum începem cu taina, cu asta, cu logodna, cu verighetele și apiul începem taina. Binecuvântat este Hristos Hristos. Să vă trăiască fiind, să vă bucurați împreună, așa, așa, să începem, da? Logodnă, da? Vinierile sunt aici, da?
Ah, mi-a spus așa ca să le filmați, da. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.